Friday. Podcast cu Alin Florescu. Salut și bine ați venit la ediția de 2021 a Casual Friday Podcast. Sunt aici cu tânărul Alex. Pă, pă, pă! 2021, energie pură. Uh! Suntem bine, suntem pe roșu. Că... Mamă, stai așa că eu nu eram atât de energic, dar acum m-am mai băgat exact, pe Exact, asta zic. Da, ce faceți, dragilor? Yeah, mulțumim comunității noastre, mai mult a lui, că eu n-am niciun merit deocamdată. Comunității care ne susține tot timpul și care ne, nu, ne, nu, ne, face să ne luăm lumea în cap dându-ne mai puțin de 400 de view la fiecare clip, ceea ce este destul cât să ne facă să mergem în continuare, dar nu destul încât să ne o luăm în cap. Mulțumim! Băi, deci... Me exact, mediocritate descrisă perfect ai fost. Băi, da, dar, bă, dar, dacă te gândești așa, <laughs> dacă te gândești așa, uh, să te asculte 400 de oameni, frate. Da. Așa trebuie să o privești. Știi că vezi, odată cu faima, cu asta, cu fanii, cu aia, numerele încep să nu mai însemne nimic. De exemplu, dacă, nu știu, dacă ar pune Kanye West o melodie și ar face doar un milion de view-uri, s-ar sinucide. Dar eu, de exemplu, dacă aș face 2000 de view-uri la un podcast, Pa și fi forță. Păi, și n-ai făcut, cred. Păi, am făcut. făcut, dar gen n-am fost forță. Simți, că, simți că, ți, că ai fost în vârf și acum nu o să mai fii niciodată. Ești un fel de fără rău toate Cristi Minculescu sau <laughs> da, simți că ai ajuns la capătul carierei și acum este doar inerția vremurilor bune sau Bă, Speri uh, în continuare știi care e faza uh, pandemia că să dau vina pe pandemie pandemia mi-a stricat un pic schemele că gen acum am e un pic mai nașpa să chem oameni la mine că na, you know, da, Fiecare... iar ne -am și apucat de chestia asta. Că... Da. Fiecare, bă, că nu știu ce, s-au -au întâmplat și anumite schimbări în viața mea profesională. Oh. <laughs> <laughs> da, uh, hai să vorbim un pic despre chestia asta, că gen, uh, toată lumea a văzut pe Facebook... Toată lumea care mă urmă, urmărește, bineînțeles, că de la 1 ianuarie am început un nou proiect în cariera mea și anume Florescu Law Office. Adică, gen, sunt un fel de certified șomer acum. Sunt un fel de freelancer. Asta e modestie. Sunt un fel de freelancer acum, doar că cum să zic, un freelancer reglementat de statutul profesiei de avocat și credeam că uh, o să fie easy, o să fie blană, dar na, viața, you know... <laughs> Păi, ai zis tu că gen, uite, o să parafrazez o discuție pe care ai avut-o într-un podcast, cred că de acum 2 ani chiar, uh. în care ai zis că tu te faci avocat, că te uiți la siuți și vezi harneală și harneală, uh, 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 gen replici și aroganțe și chestii și de fapt stai la coadă la registru comerțului. Da. Cum mai e pe la registru comersului? Am fost și odată. Bă, fii atent, am fost acum, uh, am făcut uh, o firmă pentru un prieten. Și uh, am făcut așa, știi, cum, cum se face... Uh, i-am adică făcut actele, dar mă rog, nu am, fă, am încheiat contract de asistență juridică cu el, nici nu i-am luat bani, nici nu i-am luat bani. Da, e doar că a fost primul. De la al doilea o să fie uh, mii de euro. Nu, dar vreau să zic că nu am luat bani în sensul ca să nu zic ăștia că fac, profe fac lucrări profesionale fără să tai factură, fără contract și uh, A, deci aia. niciodată nu o să ia bani, da? Da, deci nu o să ia bani. Uh, și drept pentru care, mă rog, a trebuit să mă duc cu el la registrul comerțului. Și uh, i-am arătat... Bă, am explicat exact Bă, ce înseamnă să constituie o firmă. Uite, ăsta e actul constitutiv, ți-l scriu eu. Ăsta e nu știu ce îți scriu eu. Tu trebuie doar să semnezi și să mergi cu mine acolo că na, nu pot să depun eu cererea pentru tine că nu avem contract. Și am ajuns acolo și omul fiind na, programator și astea învăța cu digitalizare, cu tot, cu bam, 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 s-au uitat pe acolo, cozi peste tot, toate mizerile... Bă, așa e la Registrul Comerțului. Da, frate, așa e la Registrul Comerțului. Și toți avocații ăia care spun că fac corporate... I'm doing corporate stuff for clients and shit. Asta fac. Fac Registrul Comerțului. Completează formulare și se duc și stau la coadă. Mă rog, acum unii mai șmecheri pot să facă anumite chestii online. Dar... Asta este corporate lawyering, registrul comerțului, basically. Eu am pățit și eu asta, că da, ia, acum am flashback-uri, da, cu 2 ani, că gen, eu am făcut ce ai făcut tu, dar fără să știu prea mult drept, adică am făcut doar cu contabila mea și mi-a zis, trebuie să te duci, să-ți nu știu ce, deci cred că am la foi, am 30 de acte de habar, n-am care sunt, mi zis, dacă vine e, controlul vreodată, le-am pus, am o cutie de cadouri și gen, am pus absolut tot ce serele legat de trupul acolo. Și gen, nu știu ce am acolo. Adică dacă vine controlul și îmi zice contract de comodat, de închiriere, spațiu, nu știu ce, că, că mi-am dat mie, mie, da, ști, da, chestiile da, da. alea. Și ce am observat la <laughs> registrul comerțului <laughs> este că în prima zi m-am dus în Hanorac și Blud și eram gen, bă, cine așa? Și în a doua zi m-am dus la Sacou și Cămașă și era lumea, domn, Ce, CSNL, da. Da, așa, așa <laughs> e și cu mine. Că... Uh, Mă, e o femeie pe acolo care vrea să te roage cu staff. Gen, stă la, efectiv, stă la colț ca un dealer de droguri și te strigă, băiatul, băiatul, ai vrei un act, ceva, o constituire de firmă, o rezervare de denumire, ceva. Și tot timpul, dacă, dacă ești prost îmbrăcat, tot timpul te, te bagă în seamă. Și dacă te duci în costum și pare că ai treabă și asta și știi ce vrei, nu, nu se ia de tine, dar așa dacă te vede în pantaloni scurți, oh, băiatul, băiatul vând o firmă ceva, o ștampilă. Da, nu, chiar am observat și asta. Da, mă, așa. și ca să ne, ne, ne întoarcem la cariera mea de uh, solo performer, uh, solo practitioner, de fapt. Bă, când lucrezi la o firmă, nu apreciez cât de multă treabă face secretara pentru tine. Ce înseamnă da. să-ți printezi tu singur, să-ți îndosariezi tu singur, să-ți faci copii singur, să-ți faci scheme, să nu știu ce, după aia, toată organizarea aia, toată scheme. Eu credeam că avocatura este doar avocatură. Mă rog, nu credeam asta, dar speram <laughs> asta. <laughs> în fine, da. Și de ce suntem îmbrăcați așa asta azi? Asta urma să întrebi, de ce te-ai îmbrăcat în roșu adidas nou, pare nou, pare nou bluza? În ce sens nouă? Nepurtată. A, credeam că ne luată de la second hand. <laughs> <laughs> nu, este... De, nu știu dacă observi, dar genul cade lumina pe ea și e și un pic fosforescent așa cu dungile. Păi da, asta e chestia, ca să te vadă mașinile când alergi noaptea să nu dea peste tine. Cred că și în cameră să vede un pic aș stinge becul doar de curiozitate să vadă fanii tăi. Da, e ok că nu se vede până aici și probabil nici tu nu vezi, dar nu, este o bluză destul de purtată, este forjată maxim. E... Mai dând în colorizare, tăiem ce ai zis Adinaur și o să fie da, o dăm nouă, bluză, o bluză nouă, ce tare! O dăm la CGI, îmi pune un Balenciaga în loc de Adidas aici și mai pune niște dungi. Da. Uh, da, mă, deci ce s-a întâmplat aseară ieri la capitolul din United States of America uh, was a big hit that the democracy and capitalism <laughs> Eu sunt absolut pe lângă și o să spun ce trebuie să spună orice om în condiția mea. Nu m-am informat destul cât să am o părere ceea ce vă doresc și dumneavoastră. <laughs> Da, mă, nu trebuie să ai o părere, că dacă mă întrebi, nici nu știu să arăt unde capitoliu pe harta distiului. Eu care am fost în DC de foarte multe ori și îl știu ca în palmă, n-am fost niciodată la capitoliu. Dar, deci, mi se pare că ceea ce s-a întâmplat acolo... Nu vreau să zic că sunt interese mari la mijloc și asta, dar nu înțeleg cum a putut să se întâmple chestia aia. Adică, totuși, oamenii ăia n-au Pas, nici frate, nici la... Deci dacă oamenii aia voiau să intre la un mega imaj, nu i-ar fi lăsat paznic cu frate. Cum îmi spui tu mie că nu știu câți erau, 20 de oameni în armați îmbrăcați în vikingi, au putut să intre într-o clădire atât de importantă din țara în care, atenție, Orice vânzător la mega are pistol, orice copil de pe stradă are pistol, gen, toată lumea era în armată până în dinți, toată lumea de la. Uh, uh, e, o, e o expresie la noi, de la el cu barba sură. Nu, de la, de, el, la de la cu țâța în gură până la el cu barba sură. Băi, ești nebun, ce da, frumos. Da, da, da. Deci toată lumea are arme în America și cu toate astea 20 de oameni îmbrăcați în vikingi au reușit să intre în Capitoliu peste aia. și mi se pare că a fost și împușcat o femeie in the process. Oh, wow. Da, Eu Adică n-a fost doar o memă chestia aia. Aia că mie mi se părea că e doar un troll de la un cap la celălalt, așa de în ce imagine am văzut. Da, și, că și, oamenii aia nu, dar wow, deci a și cineva. Da, a murit cineva, nu știu, s-a împiedicat Mam. și a căzut într-un glonț <gără> care era în aer. <gără> da. <gără> da, frate, nu, nu, nu înțeleg, adică s-ar putea să fie interese mari la mijloc aici. Poate că nici eu nu sunt destul de informat cum... Uh, nu, a, ba, știu... nu eu de -aia asta aici, că tu ești la informatul. Tu vii la mine să-ți iei știrile. Eu da, dacă... Păi eu nu citesc. Eu citesc doar oamenii. <laughs> <laughs> oh, o, uluu, Alex, mai spirit, te citesc. Nu citesc. Eu nu... <laughs> Am și scuza cartea. perfectă că m-a traumatizat în general dirigintele și că, mă rog, era de la comunistul și n-am prins dor și dragoste de citit. Că ne forța să citim Fefeleaga și toate vrăjelile alea. Ai deci, citit Fefeleaga? Bă, chiar da, și curios pentru ascultătorii care n-au citit Fefeleaga, Fefeleaga e măsa lui Persida despre care e toată cartea. Deci, și era un măgar sau ceva, un, un, cal? Nu, sunt femei amândouă. Nu mă, dar era un, avea un cal sau a, un măgar Fac, nu mai știu nimic din ce se întâmplă, din nu îți dai seama. Păi era... am citit Fefeleaga, știi doar D care era care. Deci am făcut procesul vizual de a mă uita pe fiecare pagina respectivei cărți și a vedea fiecare cuvânt dar, de pe foaie. Dar, dar, dar nu, spune nu s-a dus mai departe. Da, 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 În da, schimb, da. prima carte cită cap-coadă cu interes a fost Tată bogat, tata săraca lui Kiyosaki, mi se pare. Robert Kiyosaki da. care că e cel mai falimentar om de pe planetă, dar nu cel mai, dar oricum. Da, dar falimentul, cum să zic, falimentul e lifestyle. Da, păi nu, dar și Trump a, a avut multe falimente. Deci, dragul meu, Alex, Așa. falimentul în business poate să însemne că ai făcut un business prost, ai băgat bani el, i-ai pierdut și acum ești pe stradă și plângi. Sau falimentul în business înseamnă că ai dat foarte multe țepe și nu ți-ai plătit oamenii și co-contractanții și ai scos banii din firmă și ăia au zis unde este banii. Sau varianta ideală, ai scos tot profitul și ai zis că de mâine nu mai vrei să faci asta și aia a fost și ți-ai luat banii pe persoană fizică și ai plătit dividende și tot ce trebuie. și. Da, totul doar mână. că ei n-au plătit dividende, că băieți deștepți, n-au plătit taxe și este? astea. Adică cam asta înseamnă uh, falimentul la... Uh, scara lui Kiyosaki și scara lui Trump și scara lui oamenii ăștia. că și prieteni. Deci, Kiyosaki și el a dus vikingii. Da. Păi, nu, dar e... e... Zic și eu acum, e simplu. <laughs> e simplu, frate. Ești Donald Trump, da? Uh, ai o anumită putere de negociere strict din perspectiva numelui tău. Oamenii vor să facă afaceri cu tine pentru că ai foarte multă influență și foarte mulți bani și pare că ești lichid. Drept pentru care contract, da, ei nu contractează cu tine, ei contractează cu SC Trump SRL, ei Prod Impex. Da, 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 professional <laughs> Da. Da, și, uh, nu știu, tu să zicem că îi dai lui, lui Trump niște bani ca să îți facă, nu știu, ce Trump ia bani și nu-ți mai face. Și tu după aia trebuie să-l dai în judecată, dar tu nu dai pe Trump, tu dai pe SC Trump pro Impex SRL și nu mai ai de unde să iei nimic pentru că a scos banii din firmă și după aia o bagă în faliment și asta înseamnă că e falimentar, dar gen, el a luat banii aia, el face chestii. Asta se întâmplă în industria muzicală la nivel mondial, este filmul Artefact, cred că îi zice, cu Jared Leto și cu toată trupa lui și ce au avut și falimentele și Linkin Park ca să-și ia banii de la casa lor de discuri, producție și așa a trebuit să-i dea în judecată strict pe aceeași chestie. Deci când faceți dealuri cu altcineva, sau păstrați bani de proces, după care veniți la Alin Florescu, tornii torni uh, <laughs> nu știu cum se numește, uite, vezi, nu am citit, nu. Da, da. Și vă salvează băiatul, Better Call Alin. Better Call Alin, da. Uh... Cât de sol te duce în toată treaba asta? Bă, să știi că m-am gândit la asta. M-am gândit să mămez un pic avocatura, știi? Că eu nu, eu, adică în patru ani de avo avocatură de litigi, uh, mi-am dat seama că nu e așa schemă să fii avocat, și nu e așa schemă să ai nevoie de avocați, și nu e așa schemă să ai de luat bani de la oameni care nu mai vor să-ți dea pentru că justiția este foarte ineficientă. Și ăia care spun în... că, nu știu, mai, mai vezi din ăștia că sunt avocați care au patru ani de experiență ca mine sau hai să zicem 5-6 ani de experiență whatever și spun că câștigă foarte multe procese. Am recuperat foarte mulți bani pentru clienții mei. Îi mint. Pentru că un proces serios Durează mai mult de 6 ani. Man. Și aici mă refer la un proces care se duce fondapel recurs, și nu se termină totul un recurs, că urmează faza de executare. Deci, dar mai e și aia de Uniunea Europeană de ceva. Nu, aici ce nu, cedo, nu aia. It's, a, it's a joke, it's for show. <laughs> it's for show. Ăia uh, care zic că nu sunt condamnat până nu se pronunță CEDO, <laughs> nu. <Man. laughs> E vrejal. da, mă, deci practic să zicem că tu ai un client care are de recuperat foarte mulți bani de la o firmă sau de la altcineva. Până se judecă tot procesul în trei faze procesuale, plus expertize, ce se mai administrează, probe, scheme. Anul ăsta, ca să-ți dau un exemplu, justiția a fost în felul următor. În ianuarie, februarie, whatever, a fost protestul magistraților, o lună, două nu s-a făcut justiție, după aia a venit corona în martie, trei luni nu s-a făcut justiție, după aia a venit vara, o lună nu s-a făcut justiție și în septembrie, octombrie, noiembrie s-a făcut toată justiția din anul ăsta. Și îți dai seama cât de mult a putut să avanseze un proces în condițiile în care instanțele sunt supraaglomerate și bla 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 bla. Și după un proces din ăsta de 6 ani, hai 5, să zicem, fond apel da, recurs. Da, mare diferență. Da. Așa, după aia obții o hotărâre definitivă. Și trebuie să o execuți. te duci cu ea la executor și începe altă procedură de executare da. care după aia face la contestații la executare și tot așa și tot așa. Și când în sfârșit ai trecut de toate chestiile astea, afli că ăla pe care trebuie să-l execuți nu are bunuri și intră în faliment. Cam cu Chelsea. Că după ce l-a dat în judecată și a trecut totul pe alte nume, chestii. Da, păi tot. Toată, toată lumea, păi, Giovanni, tot, toată, lumea are bunuri pe numele lui sau lui da. Nevastă, sau lui... Dacă ai bunuri pe numele tău, înseamnă că ți-ai asumat destule riscuri. Nu ești un businessman. Sau că ești un om cinstit al acestei țări și meriți toată gratitudinea noastră. Da. Știi cine sunt uh, oamenii cinstiți ai acestei țări. Mm. Noi. Dintr autovalidare. Dintr-un apartament din Crângaș uh, tragem un, un podcast uh, la care să uită. De se ce uităm? mă că uite, m-am uitat la un nu pot să zic podcast, că nu-i chiar podcast, la o emisiune concurentă de pe YouTube ieri, cu noaptea târziu, la Ușor Picant. Așa. Și povesteau cum au furat bani când erau mici. Nu mi zice, am furat 10 lei, jur. Trebuia să cumpere un ce frigider ai mei și am luat de acolo. Am luat puțin că am crezut că nu se vede. S-a văzut, era tot numărat. Și am, venit, am, venit, de la școală și erau, Alex, ce s-a întâmplat azi? ce mai <laughs> <laughs> Și era max s-au prins. <laughs> Asta e. Nu, deci, mai am zis, o dau. Deci eu nu pot să mă declar cinstit 100%. Oh, so I'm professional. Uh, nu, eu, chelnerul. Uh, am, am înțeles. Da. Da, deci nu ești cinstit 100% că ai, ai furat 10 lei când erai mic. Bine, eu și de două zile eu nu mă mai consider om, mă consider ființă. Deci, cu totul. Being. Ori, da, exact, <laughs> adică sunt... Uh, nu mai pot să zic, nu mai, nu mai vreau să am vehemențe și puteri, păreri puternice despre mine, cum vezi, aia a fost o părere puternică ce ai făcut adinea ori. Când ce am zis? Că suntem noi doi cei mai cinstiți oameni. Nu suntem cei mai cinstiți, dar <grio> v-am să zic că ăsta este profilul unui om cinstit. Gen la rate la bancă. Rate <grio> la bancă și <grio> podcast cu 400 de viuri. <grio> Și ai e ok până la urmă E ok, bă E ok, <laughs> e okay bă Te slab de fucking da, casă. da. da, e ok, bă Da, e ok, bă <laughs> Da, mă, Caterinca, Caterinca da, mă, și asta cu Trump, cu, că au intrat aia peste... În primul rând că există oamenii aia care sunt așa și produc efecte, te știi? Au fost 20 toți? Nu știu, frate, că Am fost. văzut niște filmări așa și părea lume pe hol. Bă, -așa. faza e că doar vreo 20 sau ceva de genul au avut sânge să și intre peste aia. Așa erau mulți you, Trump supporters. <laughs> Chiar am o explicație. Deci, fiate, având în vedere că e corona, toată lumea muncește de acasă. Și nemai fiind oameni acolo și dosare și cele trebuie lor că le-au acasă că muncesc de acasă, da, da, da. e gol da. Și, și au făcut aia, că am văzut că și-au făcut poze în birouri nebune, în oval dacă își făcea unul era foarte sau... da, zic, bă, tot are sens în România, cred că doi oameni la poartă erau și în rest stăteai, nu știu da, în fine, ideea e că oamenii ăia care au intrat în Capitoliu sunt peste tot, sunt și la noi doar că sunt un pic mai puțin, adică nebunia lor se manifestă un pic mai puțin pentru că nu au atâta sânge. Încă mai au frica aia de repercusiuni, dar uh, sunt mulți oameni care gândesc la fel. Dacă le întrebe pe unul uh, despre politică, unul care nu știe foarte multe despre politică sau despre viață, o să zică ceva de genul Doi mă dracu să moară toți să, să intre cineva cu pușca Să-i omoare pe toți Că niciun politician nu e ok Deci oameni care gândesc așa Sunt foarte mulți Probabil majoritatea Doar că na, nu literal ia pușca și intră peste La americani sunt un pic mai Da, a fost o comparație urâtă Acum am tot pe metro mă uitam că încercam să citesc Și eu că am văzut că ai șapcă Și că urma să vin cu lecția neînvățată ca la geografie în șaptea și făceau, erau niște comparații urățele America versus România legat de susținătorii unui anumit partid da. nu au apărut și că pe acolo nu mă, dar sunt, 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 ceva. sunt, exact aceiași oameni doar că ai noștri au un pic mai multă frică în ei pe Exact, exact aceiași oameni și ăsta sunt exact oamenii pe care i-au produs social media și Că înainte dacă erai prost Erai prost la tine acasă Mai erau 2-3 oameni proști pe lângă tine ca mai era Adică la trei oameni Nu, la 10 oameni proști Zicem că mai era cât unul deștept Pe care îi știau despre el Că i deștept și l ascultau Că avea credentials știi? Adică dacă ai Dacă tu ești pensionar Și Celălalt e tirist, și celălalt e mecanic, și e un inginer cu voi. În principiu, înainte, lumea mai asculta de inginer. Adică, bă, avea credentials, știi. Acum, de când cu social media, da. Da. proștii se adună da. într-un loc, toți la oaltă. Nu stau cu. De ce? Dacă unul ar fi fost inginer, altul pensionar, altul tirist și altul influencer toți ascultau de influență. Păi da, atunci Bum. nu era, atunci nu zic, era. acum. acum, nu păi, s-adună proștii. Păi nu, păi nu, acum, acum ăștia oamenii de care zici tu nu mai interacționează. Că pensionarul e pe grupul de pensionari, influencerul face influencing la... Orice. Nu, <laughs> <laughs> face influencing la publicul lui. Și nu ajunge niciodată, nu ajunge niciodată să se întâlnească da. în, în, cum să zic, în natură. Și acum, vezi, dacă toți proștii se adună într-un loc pe grupul whatever, de anti-mască, anti-asta, toți sunt de acord cu ei și consideră că la e adevărul absolut. Adică nu mai... Dacă, și dacă intră inginerul ăla pe grup și începe să zică ceva, E absolut minunat. De-aia mi de se pare sănătos la mine în feed să nu mai dau bloc oamenilor super extremiști care. Adică e o chestie de. nu știu cum să zic. Am mai pățit zilele astea că am înțeles că guvernul Poloniei. Bă, uite, știu și eu o chestie. Guvernul Poloniei deja dă în judecată orice bloc al Facebook-ului pentru postări în care. Uh, îngreunează, n-am cuvântul la mine, uh, libera exprimare, gen. Și practic tu dacă zici o chestie homofobă sau fac, zici hate despre orice, guvernul în Polonia a înțeles că vede asta că e ok Tot timp cât nu se recurge la violență. Bă, e o chestie cu care nu sunt de acord neapărat, că mi se pare că educația te-ar înfrâna să faci chestia asta în primă fază dar nu mi se pare nici nesănătoasă nu știu cum să zic, încă nu mi-am format o părere Bă, asta cu libera exprimare și unde se termină ea e o chestie foarte, foarte sensibilă și și eu m-am gândit de foarte multe ori la, la asta, că gen, ai fi tentat să zici, da frate libera exprimare e sfântă, n-ar trebui să fie limitată în niciun fel și ar trebui să zică oh, omul frate ce vrea să zică și după ei întotdeauna apare argumentul Hitler. Dacă apare Hitler la televizor și zice că trebuie să omorâm țiganii, e ok. Natrili Și după aia te duci un pic mai jos. Dacă apare o emisiune TV unde se face mișto de țiganii, e ok. Păi asta zice educația și cumva de să zic eu, de educația, de fapt, a, ce, a content creatorului, nu știu cum să zic. Păi da, mă, dar ok, să zicem că content creatorul e absolut needucat și produce contentul ăla. Are voie să-l dea? Și dacă îl dă, trebuie să fie pedepsit? Păi ei sunt și eu, habar n -am. Exact, frate. Pentru că... ce e ok, că nu trebuie să ai păreri puternice. <laughs> Da, nu, nu, că o părere puternică asta e gen, bă, da, trebuie să fie liberă exprimare 100% neîngrădită și asta. Păi uite că pot să-ți dau exemple în care nu mai e. Și e foarte greu să tragi linie, pentru că uite, dacă e să faci o emisiune TV, să faci mișto de țigani. E ok? Bă, să zicem că dacă ai o emisiune TV dedicată doar chestii astea, nu mai e ok. Dar dacă faci mișto așa, razant, la un moment dat de țigani, fără răutate, e ok? Bă, unii, zice, unii zice, ar zice că e ok, unii ar zice că nu e ok. Cum îi împaci? Adică nu poți să faci o regulă uh, care să fie clară pentru toată lumea și să tragi exact o linie de aici e ok, de aici nu mai e ok. Știi? În mod normal ar trebui, bă, Hai să vedem care e intenția din spatele glumei. Dacă omul respectiv chiar a vrut să... Adică e clar că omul respectiv nu are nicio intenție, nici urmă de rasism acolo, doar i s-a părut amuzant și a vrut să dea gluma aia. Cam asta discută ăștia în stand-up, că, de ok e să fii, ai umor sumbru versus ca să se înțeleagă că e doar o glumă, versus că tu chiar crezi asta sau. Da, dar aici vezi e vorba de. nu știu, de. cum o privește audiența, știi? Că degeaba. Corect. Tu da. ai zis-o într-un fel dacă 99% dintre oamenii au înțeles o altfel, știi? Și aici e așa o, o linie super fină pe care trebuie să mergi. Iar eu cu șapca asta. <laughs> <laughs> vă învăț despre libera exprimare. Uh, asta pe libera exprimare inclusiv e o, o chestie unde Trump și-a atras foarte mulți suporteri, pentru că parte cealaltă stânga este foarte strictă pe chestia asta și a ajuns, a ajuns să zică unul nu știu dacă ai văzut era ăsta care și-a încheiat discursul cu amen uh -huh. și-a zis amen and a woman <laughs> da, da sau uite, de exemplu Da, uite, poate să facă cum e în cultura regie de exemplu Unde noi se zice I, and I Pentru că eu și I. tu suntem din aceeași ființă Suntem din același material făcuți Deci probabil poate vor evolua și limbile de așa natură încât femeile și bărbații să, nu știu, să te referi la ei și ele ca da, fiind Oameni, chestie. de exemplu. Poți să te referi la ei ca fiind oameni. Da, da, și aici există oameni și oameni Adică nu da, atât Oameni și oameni, bărbați și femei, da, exact. I da, don't... Amen n-are nicio logică, amen da. și women, că amen, nu știu, vine de la așa să fie sau nu mai știu ce înseamnă exact. Amin. Da, I guess. La tine, aia. Nu știm, nu mai citim. Mai citești tu și după aia 10.000. Da, da, da. Ce tare ar fi să existe cineva care să citească mult și după aia să zică și ție, gen, ca un fel Eu de. Eu asta fac. Ca dar... un fel de profesor sau ce. eu asta fac. Eu am, am, un prieten, Andrei Oprea, care e pe politică, citește tot. Și au to Andrei și, da, și s-a ofticat rău de tot că în, la ultimele alegeri a avut bula de net atât de închisă că nu a auzit daur, deși el e super implicat în chestia asta și știe multe lucruri. Păi da, că nu, la televizor nu iau dat. Și după dacă... aia vin eu și zic că nu fac vaccin sau fac vaccin sau și une, bosle, fii atent, dai să stăm 10 minute să-ți explice și, fratele că sigur tu n-ai citit și după aia îmi fac și, și eu vaccin. Hai să vorbim și despre vaccin, că am auzit foarte multă lume... Da, mai ok, hai că zice no, mai mult. cere lumea mai mult. Cere deci, lumea, am văzut da, că bă, aveam ce un singur. Bă, bă, bă cere lumea. Mă, Se cere. Da. <laughs> Da, am auzit, am auzit foarte multă lume decentă, Așa. lume aproximativ bună. <coughs> că este reticentă la vaccin. Cum ți se pare reticența la vaccin? Și acum nu spune ca să dai bine pe. Deci fii atent. Așa. În cazul meu, reticența la vaccin. A existat din prisma faptului că nu e, e... o schimbare clar, că trebuie să mă duc, să mă înțepe, să fac vaccin, tot procesul ăsta e ceva ce n-aș face în mod normal. Da. Da. După aia am încercat să just, măsor chestia asta, să-mi justific dacă trebuie să fac lucrul ăsta sau nu trebuie să fac lucrul ăsta. După care, Andrei Oprea fratele meu, a început să-mi explice cum funcționează un vaccin pe ARN, acid ribonucleic, cu călbă, da. în fine. N-am înțeles mare lucru, dar... Am înțeles un pic, adică mă luase emoția de da frate, facem, facem băgăți, <laughs> știi? dar cumva a rămas chestia aia, când, adică când am văzut prima oară, a rămas chestia aia că bă, nu l-aș face, că nu e sigur 100%, când încă ai chestia de bă, dar știi, poate dar faci, Da, sub... în scleroză ce sau este sigur 100% sută pe lumea asta? Faptul că totul este discutabil. Da, dacă te uiți pe prospectul oricărui medicament, o să spună da. ce reacții adverse poate să provoace. De exemplu, dacă ei antidepresive, o să scrie pe ele că provoacă depresie puternică. <laughs> <laughs> Gen. Bro! <laughs> dar uite, concluzia la care am ajuns după discuția cu băiatul meu Andrei Oprea e că, bă, dacă doctorii fac vaccin, dacă toată lumea face, o să facă vaccin, dacă o să fie o condiție ca noi să avem concerte să putem să mergem la concerte, adică deja men da, adică, E doar chestia Că auzi de astea. Bă, dar nu e 100% ok, că îl faci și să putea să te îmbolnăvești. Da, la dar uite, distanță, uite, și fii atent și asta. Hai, hai să luăm așa pe rând. Că îl fac doctori. Mm -hmm. Ești doctor, da? Nu. În păreri. Deci tu, Alex. Ești doctor, da? Ești uh, proctolog Dar nu știu, așa. Tu ești la cururi toată ziua. <laughs> ok, pe Instagram. Proctolog de Instagram. <laughs> da, good <laughs> one, good one, Așa, fi. Te uiți la cururi toată ziua, ești proctolog. Tu crezi că ai vreo idee despre cum se face și cum funcționează un vaccin și crezi că toți proctologii din lume care o să se vaccineze o să citească paper-ul de la vaccinul respectiv și o să iau o decizie la modul, bă, da, sunt informat, am încredere în chestia asta că o să meargă. Sau ai să o luăm altfel. Ești avocat, în cazul meu. Știi freelance. cum funcționează legile, contractele, chestiile și vrei să-ți instalezi Snake pe telefon. Și la Snake te pune să accepti Terms and Conditions, care e un contract. După aia te pune să accepti politica de confidențialitate, care e un contract. Tu crezi că eu l-o <laughs> să citesc vreodată mizerile alea? Păi măcar tu că ești avocat, doamne. <laughs> <laughs> păi vezi, la fel și doctorii, frate. Crezi că doctorii stau să citească ei vaccina, frate? Băi, noi am dus discuția mult mai departe. Stai să vă zic repede ce vreau să zic. Mi se pare că în cazul doctorilor ei au o comunitate acolo, ca în orice domeniu. Da. Și cumva dacă marea majoritate se hotărăște că gen, băi, ok să facem asta... Fiind doctor și fiind domeniul lor, Adică nu știu eu, când mă duc la un sudor să-mi fac o sudură, eu n-am ce părere să-mi dau despre sudura lor, că n-am văzut în viața mea, știi? Și în momentul în care toți sudorii fac o chestie de care eu am nevoie, probabil... da Dar fii de... atent, crezi că nu există sudori cu păreri diferite? Păi clar există, au fost și pe la unirii, pe la pe acolo, la proteste. <laughs> păi dar... și gen, sudorii ăia cu păreri diferite, că amândoi sunt sudori, care are mai multă dreptate. Că vezi, uite, în, în logica, deci în logica da, formală, în logica formală, există un cum îi zice logical fallacy, cum îi zice în România, o conduită logică. Nu, mă, nu, fallacy, fallacy înseamnă fallacy, nu, nu. Știu. De, deci deci uh, un argument din ăsta e eronat, de exemplu, <laughs> uh, apelul la milă dăm dreptate, te rog, <laughs> pentru că altfel, altfel mă sinucid. Ăsta se numește wow. argumentul ad misericordiam sau argumentul ad baculum, care spune dacă nu-mi dai dreptate, te bat. Ceva de genul. Și mai e și un argument care face apel la uh, titulatură sau, mă rog, apel la experiență. Gen, eu am dreptate pentru că sunt doctor. În, în sine argumentul ăsta nu ține, știi, adică nu poți să zici că ai dreptate pentru că ești doctor și tot ce spui tu legat de medicină e adevărat. Da, dar cumva ești un pic mai investit ești să ai un... dreptate decât Da, dar nu poți să-mi zici asta, ingenier. știi, adică au mai întâmplat de multe ori ca medici să nu aibă dreptate legat de chestii de medicină, s a întâmplat de multe ori ca o asistentă să știe ce ai pot... și doctorul să nu știe, gen... Doar pentru că ăla e doctor nu înseamnă că automat are dreptate. Sigur, dacă ar fi să iei random, nu random, dacă ar fi să alegi între după cine să te iei, da, probabil după că... După Joe Rogan. 100%. 100%. dacă ar fi să alegi după cine să te iei, da, într-adevăr, ai putea să... E o probabilitate mai mare ca doctorul să aibă dreptate, știi? Dar când sunt doi doctori, ce faci? Că sunt foarte mulți doctori care sunt anti-vaccin. o să fie cum e întotdeauna? O să fie inerție. Ce e interesant și m-ai pus pe gânduri e că ziceai că majoritatea doctorilor, să zicem, cor să zică că e bine și minoritatea că nu. Iar eu cu principiile mele de underground voi, va trebui să questionez, adică să pun la îndoială dacă mulțimea ține adevărul. Trebuie. Pentru că muzica bună e anonimă. Trebuie să. Și vaccinul. Trebuie să. Alegi. Nu, trebuie să ai câteva chestii la care să-ți baci picioarele și să zici bă, frate, I don't care, adică nu stau să pun la îndoială orice, și pur și simplu să mergi cu poziția general acceptată și să dau o da. da. De exemplu, cu pământul plat. Eu nu îndrăznesc să îi contrazic pe ăștia care spun că pământul nu e plat, banul că pământul e plat. Pentru că eu nu sunt în stare să le explic de ce pământul nu e plat. Adică, sunt în stare să zic că, bă, da, dacă te uiți din avion, vezi curbura. Și atât, nu știu să le dau explicația. Echipse, chestii, nu... nu știu să le dau explicația matematică-fizică, să le dau argumente de genul. Drept pentru care, na, nu mă bag în discuția asta, I don't, I don't care, știi? Da, eu da. merg, merg, merg pe ce mi s-a spus la fizică în clasa șaptea că pământul. Să ar putea să fie. Da, dar uite, revenim la vaccin E și chestia că noi am dus discuția Deci am plecat de la boșilor Cum facem și noi Și ne-am dus la modul Ne-am imaginat că gen, bo, să fie obligatoriu Sau nu la muncă Ceea ce mai e democratic sau nu Exact, și, la, și asta voiam să discut cu tine Că ai zis că bă, îmi fac vaccinul dacă mă obligă de ce Adică, nu știu. Nu mie... că mă obligă, dacă o să am. Te obligă, practic. Adică, nu -ai, ai voie să ieși din casă dacă n-ai vaccin. Te obligă. Sau nu ai voie să faci ce vrei tu să faci de Dacă îmi grădește activitatea, da, probabil o să l fac. Da, și de ce. Adică, am purtat exact discuția asta cu un tovarăș recent. De ce ești ok să te oblige status să faci o chestie pe care nu vrei să o faci înainte? <laughs> adică, deci deși atent, în momentul de față statul îți recomandă călduros și medicii îți recomandă călduros să faci vaccinul, da? Majorit, nu, probabil că majoritatea oamenilor e reticentă să facă vaccinul și nu-l face. Dar, la fel de majoritatea oamenilor ar fi ok cu statul să ne oblige să facem chestia asta. Da, mă cumva e fix ca și carantina pe care am avut-o. Adică până nu ne-au închis în case, noi nu ne-am pus problema că să moară lume, că știi? Dar la mine asta e, deci argumentul pentru care nu l-aș face că nu e ceva ce aș face în mod normal. E și un pericol nevăzut și asta e cel mai enervant de fapt în cazul meu, că încă n-am strâns răspunsuri de ajuns de multe. Tu ai avut corona, nu? Nu. A, -a. M-am și testat Acum când am plecat La albă Crăciun Și după ce am Fact. venit la tine am fost Negativ Bă m-am mai simțit Obosit chestii Dar gust miros Chiar am avut mereu mm. Adică n-am Frate Obostea e Inerent da, Adică e lifestyle Nu știu Dar nu Nu cred Că am avut Nu știu Nici n-am ieșit în casă decât aici Și câteva lucruri Dar Nu știu ca e doar cum să frica aia de nou, pe care cel mai probabil o să o depășesc. Că da, mă fac un vaccin și na. Asta e că și auzi multe, că dai în scleroză. <laughs> felul de deci, na, <laughs> Da, mă, asta e faza. mă <laughs> enervant de fapt. Deci asta e faza, că toată lumea uh, zice că bă, că antivaccin și că ce fraier, că nu știu ce. Dar nimeni nu sare acum să-și facă vaccinul, pentru că orice ar fi, ți-au băgat un pic chestia asta în cap, adică bă, poate că nu degeaba au scris oamenii atâtea paragrafe pe Facebook, că dacă era în 2010 chestia asta și anunțau, gata, bă, am făcut, am obținut vaccinul pentru coronavirus, toată lumea era, da frate, dă-mi-o, dă, dă Acum... Și uite, mai am dat asta, cred că e strict umană, uite, vaccinul antigripal, mi-am făcut un ultimii 2 ani de zile. Te-ai făcut, serios? Da, dar tot am reticență că o auzi de și de asta, știi, că nu e ok, că fiecare cu părerile lui, știi, și cumva am doza, adică n-aș vrea să dau nici în extrema aia de să faci vaccinuri și chestii, pentru că mi se pare, e zona aia, știi, sunt unii copii care de mici primesc antibiotic la 5 ani că fac febră sau tot felul de chestii de genul și super răsfățați și medicamentos <laughs> știi? Răsfăța, și ajung să fie aibă sistemul imunitar super slăbit și da. asta e chestia știi? adică cumva aș face da, eu, eu, da. Vedeam, eu vedeam, copiii de la țară cum trăiau exact, da, și uite, cum da. trăiesc copiii acum gen, bro, da, și au ajuns, da. adică au, au trăit. Eu am, am inclusiv colegi care dă 1-4, știu, îmi povestea că făcea penicilină și chestii și eu eram, de ce, cam febră 39 cu 5 când răcesc și eram, bă, îmi dau un paracetamol, dau două zile. Like știi? Adică asta, n-aș vrea să dau un extrem mai, mereuit mereu uit cum se cheamă uh, emoția, hipocondrie. Da, exact. Dar, având în vedere la ce an a fost Follow așa... Follow me for more complicated words. Da. Cumva la mine mai e un pic de frică, dar nu știu, e o frică inexplicată, pot, neexplicată încă legată de vaccinul ăsta, că nu știe nimeni, n-a zis nimeni... Cum să zic, n-ai simțit de ai în e fix ce trebuie. Ai auzit numai că stai așa, că poți să-l faci și să dispare, gen, imunitatea două patru imaginează luni, Imaginează-ți de... să fii om de știință, să te dai de ceasul morții în ultimul <gri> an și până la urmă să vii cu o soluție extraordinară. Bă, frate, asta e, luați-o, muritorilor, <gri> uite ce v-am făcut. Și după aia să durească să-i faci și PR, exact, marketing, PR bă, da. că ai să uite, exact, te rog eu, uite, exact. uite, uite în bag, cum fac eu, da. nu că ai acolo, nu, am văzut eu că ai, ai tratat exact. cu înapoi. Și... și mi se pare că asta, cum să subliniază problemele societății în 2021. Sunt lucruri făcute bine, PR, zero și noi ne ghidăm după PR. Bă, De exemplu, podcastul ăsta, frate. Bă, da, nu vrei să te ocupi și de PR. <laughs> Da, din... da, da. Dar stai niște ca și cu trupa mea aceeași problemă. Noi suntem de talie mondială, deși cântăm în română și tot așa. Adică... Zim despre piesa. vorbim altă dată. Bine, frate, scuze eu că nu <coughs> vreau să te flexez. Vorbim altă dată. Vezi, de asta aveți probleme de PR, că îți oferi PR gratis la gen 350 de oameni. Despre piesă pot să zic... A <coughs> Caterinca, da. da am dat în 45 de minute. E primul panul ăsta, putem să ne ducem la da, o oră, ai putem să, să facem ne ducem, lucruri. Ne ducem. Zice ce mai vrei să discutăm. dacă, dacă mai stăm în 15 minute o să zic și de piesă, că nu nu pot să mă abțin, îți dai seama. Adică, Păi da. și stai puțin, ai, 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 ai -o luăm altfel, de ce nu vrei să-mi zici de piesă? Mă gândeam că zic altă dată. Am înțeles. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> N-am mai. De... Da, Dar... Nu, dar, fiate, zisese și tu că uh, ai notat ce vrei să vorbim. Ah, da, și telefonul meu este ah, la el. Dacă nu, sunat. Dacă, dacă nu știi din din minte, înseamnă uh, că nu e destul de important. A, ah, ba, da, uite, fii hai stai să-mi aduc aminte că nu știu bine am una care n-are nicio legătură. Da, uite, uh, cred că merge asta. Ia. Yeah. Uh, judecându-te superficial, așa, nu-mi dau seama dacă ești un om care a mers vreodată în viața lui la psiholog sau nu, dar m-am gândit că tu, de fapt, ți-ai făcut podcastul ăsta fix ca să te comporți ca la psiholog, să vorbești cam ce te apucă, că azi poate te vaiți, mâine și fericit, poi mâine desparți apele din punct de vedere metaforic, legat mm -hmm. de politică și așa, și nu dai nici bani și devii și celebru. <laughs> e, e, e. da, nu, deși atent cu podcastul ăsta e în felul următor mie îmi place să fiu să, mă, să, să consider că eu sunt psihologul de fapt invitațiilor mei, că eu vin cu problemele astea gen, ia ziua în care e sensul vieții, săracule iar la psiholog mi se pare că da, este o profesie legit ajută pe oameni să se ducă la psiholog, și să vorbească. Dar, pentru mine, având în vedere că eu n-am nicio problemă reală și toată viața mea a fost ok și gen n-am fost iubit de părinți și că sunt, salut mamă, salut, tată, și, și și nu știu, mi se pare că nu o, nu cred că am o traumă nu. care trebuie discutată sau tratată mă mi se pare că ești în faza de denial <laughs> mi se pare că ești în faza de denial în care consider că totul este bine și că n-ai nicio problemă, ceea ce este imposibil, Alin, deci trebuie să căutăm mai adânc de <laughs> mai <laughs> păi da, uite, adică cum ar fi să consider asta despre mine că, adică să mă culc efectiv așa, eu așa mă culc <laughs> Așa mă un fiecare zi. Ai văzut un Mr. Robot? Da, am văzut primul sezon, A, cred. Băcat. nu, la ultimul e mișto. Dar nu dau spoiler, că poate să mă, nu știu, S-au orita doi oameni din aia 400. Ideea e că gen are mai multe versiuni și una e strict aia de rutină totală și e super fericit omul în rutina lui. Și ăla ai putea să fi tu dacă n-ai avea părere despre America o Să te <laughs> Da, mă, nu. Și deci eu, adică, cum ar fi să consider acum că n-am nicio problemă și să trăiesc o viață de huzur, o viață fericită în care cum să -a consider... Zis. A zis huzur cu vocea lui Uzi. Huzur. <laughs> da. Și care da. e huzur? <laughs> Așa. Așa. Și care, gen, n-am nicio problemă și am prieteni ok și toate chestiile. Și să mă duc la psiholog și să-mi zic că, bai ai prost, Exact. <laughs> și uite care el. sunt. bam, 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 mam, Și să-mi dea viața peste cap. Da, nu. Clar. Dar fi atent. Uh, consider că uh, sunt destul de cu capul pe umeri încât să port discuții destul de deep și autentice cu prietenii mei și să. Am, chiar am... am asta, asta. Hai că și asta, Și am prieteni care au chiar pregătire în domeniul ăsta al psihologiei, de exemplu, Tânul Remus. Și nu pot să zic că, bă, nu știu, simt nevoia să discut foarte specializat cu cineva de, de chestia asta, dar recomand oamenilor să se ducă pentru că, na, nu toată lumea are oameni cu care să discută chestii serioase despre ei, despre viața lor. Poate unii oameni sunt reticenți să vorbească despre viața lor, că for el știu dacă aș discuta eu cu cineva pe care l-aș întâlni... Adică nu știu, știi că tu, 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 ai niște prieteni probabil de 10 ani? Da, mai mult. Da, ăia de când eram mici. Ăia și... Și cam atât că -s -s ok Da, și restul prietenilor pe care le formezi Acum sunt superficiale Sunt oameni cărora nu le zice neapărat toate angoasele am tale Am și într-adevăr am recunoscut că Uite bun, mi-am mai făcut un prieten la 27 de ani Bravo e mare și am apreciat chestia asta. Nu porțit. sunt eu, nu? <laughs> Bă, dar nu. Mai stai și te o lună și te fac la 28, știi? Dar, dar da. nu ești tu, da. Tu ești... Ești între amic și prieten Am înțeles Ceea da. ce și eu sunt pentru tine probabil Sau nu știu Da Încă nu mai băga băgat la friendzone Nu Nu te-am băgat la friendzone da, nu, nu e panică, nu e panică. Dar Da cum a zis? Și sunt eu. Ce <laughs> oh, nu știu, oh mie. my god, oh my god. Auzi, noi ce suntem? <laughs> da. Uh... A, Caterinca, Caterinca. Bine rău. <laughs> da, mă, cu psihologul. Deci, Dar uite, mi se pare că tu dacă vrei să fii psiholog cu podcastul și ce zici, spre deosebire de un psiholog, atenție, atenție. Ca să poți să captezi atenția pacienților tăi, tu ai datoria în plus față de un psiholog de a fi și entertaining. Bă, știi care e faza? În momentul în care. Bă, știi care e faza cu. <laughs> bă, ia să mă las cu astea. <laughs> nu, mă, dar când uh, chemi un om la tine acasă și uh, omul ăla vine să, nu știu vine să apară la podcast că le place să apară exact. pe YouTube, mai ales oamenilor care nu apar pe YouTube de obicei și în momentul în care duci discuția într-un loc personal și autentic pentru persoana respectivă, că așa gen știi cum e, vine lumea la podcast, da, cât ce de faci, la cât ce vine ce, numele trupei, ce cum ca cât da, ce cu care... carieră, bă, cum reușești să... Bă, pui în balanță, cum reușești să combini toate așa viața profesională și nu știu ce și au un discurs făcut de acasă și nu se transmite nicio chestie. Dar așa că intri un pic în personalitatea lui, se simte și el mai Bine, unii se simt mai confortabili, unii vin și bagă bullshit în continuare, dar nu contează. Da, mi se pare că cu câte mai lung, lungă discuția, cu atât mai greu. da, nu știu dacă da, asta, da așa, e, așa e, așa e, da asta și... e două oră că ne-am dus adânc, da, că suntem în faza e... de denial și încercăm da. să depășim malin. Știi când am avut probleme existențiale? Când am început să ascult uh, podcasturi despre filozofie, despre chestii din asta gen. Adică chiar am început să-mi pun niște întrebări și probleme pe care nu le aveam înainte și era mai ok. Și-s curios dacă ai, ai, ai găsit un răspuns la orice... Păi ce răspuns? Că nu e asta, e... mi se pare că filosofia nu e... Nu mă, filosofia nu... Asta e chestia eu, că... E o stare de spirit și atât. Filosofia nu vine cu răspunsuri. Filosofia te vine cu întrebări da. pe care, care nu sunt... Sunt probleme care nu sunt ale tale. Gen, de exemplu, E Dumnezeu, există Dumnezeu nu, da, există Dumnezeu, sensul vieții chestii în astea, gen tu străiești viața liniștită, duci la muncă în fiecare zi, îți iei un meniu de la Mega cu cartofi <laughs> și, și pui la rotisor și te uiți la Netflix și ești ok frate și după aia vine uh, Sartre și spune că, bă, că totul e absurd că deci ești prost la bă, cap astea. Și prost la capul e absurd dacă te uiți, dacă stai așa puțin și te uiți la viața ta de sus. Nu ți se mi pare? Se... Pentru ce tragi, mă, săracule? Mi se pentru pare ce... că asta e un moment de bahoi sfaturi de viață, Exact, domn, dacă exact. Mi... Pe, 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 <laughs> struburi, <laughs> mașinuțe, butoane astea. Da, mă, și vine sartă și zice, bă, frate, viața ta e absolut absurdă. Pentru ce tragi? Pentru ce mai trăiești? Bă, uite, 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 am aici ceva. Pentru emoția pe care o simți în momentul în care te gândești atât de complex m legat de un lucru foarte mărunt. Știi cum se numește asta? Că-ți miroși bășingle. Da, <laughs> exact asta. Adică de... și eu mă simțeam bine că, mamă, uite, ascultă despre filozofia lui Sartre și mă gândesc la absurditatea Mamă, existenței să... mă gândesc la absurditatea existenței și, bă, frate, de ce facem tot ce facem și chestiile astea și mă simțeam bine cu mine, îți dai seama, uite ce fac și mai ales că eram și la sala atunci când ascultam despre sart și băgam și bici deci și era creier și în același clar, timp. și ultra... Da, frate, aveam mai eu din ăla pe mine cu... Cu, de, cu... <laughs> cu plasă. și <laughs> <laughs> aveam, aveam mai eu din la cu toarte subțiri, așa mi se vedeau sfârcurile și băgam filozofie în căști și eram acolo, oh, oh existențialism, oh, nu are sens, oh. Silucidere filozofică, oh, bam. Și gen... Și la final se ducea Alin cu bicepsul lui l-a și în loc să fie pe dans, pe dalea, pe hârfata era pe... fiind băiet, pe duriști, era. Bă, frate, fie da. vorba între da. noi, fie vorba da. între noi, tu știi ce rupe Sartre în interbelic? Nu. <laughs> deci să zici doar așa, doar faci name dropping, știi? Dacă zici nici, nici e prea mainstream. e nice toată lumea auzit de nici. cu Kafka. Nu toată lumea știe să scrie nici mm, corect. Da. Dar uh, cu Sartre rupi. Știi? Că Sartre nu e, nici nu se pronunță atât de ok ca nici franțuz Sartre. Nu e atât de popular, nu are un PR extraordinar Sartre decât pentru ăștia care, uh, cum să zic, uh, chiar sunt un pic informați despre filozofie Nu neapărat să fi citit Dar să știe un pic de filozofie no. Și ăsta este your sweet spot Păste vrei Care au auzit de filozofie Dar nu știu destul de filozofie Încât să-și dea seama că you're bullshitting Știi? No. Și faci și un pic de name dropping pf, Sartre no. <laughs> <laughs> Hei, salut fata mea Sartre <laughs> Acolo rupi Jur, Deci eram, fiatent, atent, eram în interbelic <laughs> O să vreau să merg și eu Dar nu știu dacă mă primește Deci true de tru story. De tru story Eram în interbelic Cu un tovarăș Și mergem către trei tipe. Una dintre ele Era destul de Luată de val mm -hmm. Intoxicată aproape <laughs> Era, da. își treia viață, era fan, era fan. Era, te, te înțelege că ea. Pe dragoste, drag. energie da. sau pe... <laughs> nu, 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 era așa, e, e, se simțea foarte bine, da. știi? Puteai să vorbești cu ea, dar se simțea foarte bine. Și uh, tovarășul ăsta meu s-a băgat pe ea, mă rog, am început să se pupe, nu știu, Și eu încercam să le vrăjesc pe celelalte, cu Sartre. Și am zis, am, am făcut name dropping și am zis Sartre la care aia, în timp ce se mozolea cu tovarășul meu, s-a uitat, s-a uitat la mine așa și mi-a zis, noi doi trebuie să vorbim despre Sartre. Exact. Deci, frate, mergem în tot, tot, timpul. Și, știi? și tovarășul tău ce a zis? A zis, ce-am mai zis? ce să zic, că el câștigase deja <gărători> Putea, Asta mă gândea Că avea și el un topper, să zic că Nu știu Kierkegaard deci, cu, cu Kierkegaard rupt Shakespeare, Shakespeare, no, Shakespeare Vezi, aici e Kafka. Care e teoria Că un, un om e, Să percepe și e perceput Și este de fapt altfel de fiecare dată În trei moduri Într-un fel te percepi tu într-un fel te percepe lumea și într-un în alt, și în alt fel, fel ești, de fapt. Asta, asta e a mea. Iată. ca, ta. Caf bieci. Că asta zic că pot, dacă zicea și el Kafka era, Oba, nu, cu tine trebuie să vorbești. da, da, mă gândeam. Da, nu. Deci asta, am vorbit cu Dan Panait când a fost la, la podcast dacă e ok să folosești filozofia ca să agăți. Și el a zis că nu, dar mie mi se pare că este singura utilitate a filozofiei <laughs> să, să poți să te dai deștept. Pentru că, atenție, dacă știi despre filozofie, poți să te dai deștept și să, și să dai, și să, dai, bine, să dai bine la oamenii care nu știu despre ce vorbesc. Dar dacă știi cu adevărat filozofie și ai ști filozofie și astea, o dai în diverse, o dai în nasoale, gen îți pui întrebări și probleme pe care nu le aveai înainte și care nu s-a tale. Da, mă, dar te face să te simți un pic mai upper being, un pic mai jmecher tu mm. cu tine, ceea ce mi se pare important. Eu fiind cu low self-esteem mă ajută în anumite momente mm. să zic, uite frate ce lucruri mărețe am îndeplinit că am da, fost dar este, este este oarecum fals și oarecum pervers sentimentul ăsta, pentru că, uite, dacă vrei să facem așa o referință filozofică, alegoria peșterii, Oare. mitul peșterii, al, lui Platon, da? Bă, cum, a, cum a, zis, <laughs> gen, nu știi tu, prea, da, da gen, deci ai avut gestica de băiat de la colțul blocului care ce bosul. hai să-ți arăt cum facem o miară. <laughs> Și ai zis o chestie, mitul peșterii, de... Deci cine? <laughs> cine? Deci mitul peșterii, frate, ai mai înțeles? Bac, bac. Uh, presupune, mă rog, niște oameni care îți legați la ochi, la... Nu, aud, nu văd, decât de niște proiecții pe um, niște umbre, pe-un perete, bla, bla, bla. Și ăștia sunt majoritatea oamenilor pulimea ăștia care nu știu nimic, îți vai de capul lor. Sunt unii care, nu știu, poate că sunt dezlegați și pot să umble prin peșteră, sunt un pic mai șmecheri ca ei, văd un pic mai mult așa, dar pentru ei toată lumea, toată viața e peștera, știi? Și după aia mai e, mă rog, mai, poate că mai sunt nivele intermediare, dar după aia e la filozoful care și-a dat seama că, bă, stai, că de fapt via lumea este mult mai mult de atât și este afară din peșteră și este iluminat și vede tot universul. Da, Chestia de e că în prostimea mea eu mă traduc prin Iona că m-au pus să ia la școală într a, două, -a zis, tot, Atâta. te ai oprit acolo, așa. Așa, am zis scuze, te-am întrerupt. Da, mă, și ăla la care a ieșit afară și nu știu, ce a văzut cum e lumea de fapt, și crede că este iluminat și mai șmecher decât ceilalți. Dar el nu se poate întoarce să interacționeze cu ceilalți. Sau, mă rog, adică cumva. Dacă ești într-un anum într anumit fel, dacă ai citit filozofie și asta și... Eu nu, eu nu citesc, eu citesc oameni. <laughs> asta e al lui Costel, nu știu, sau al lui nu mai știu, deci da, nu e a mea. Da, da, da. Deci, deci dacă tu, cu cât ești mai iluminat, cu atât se restrânge grupul de oameni cu care poți să interacționezi ok. Păi, păi înțelegi? pentru că dacă eram un pic mai prost eram fericit, e chestia aia... Dar ai mișto când găsești Doi iluminați care au ieșit în pește da. Și, după și... Aia, na. Da, dar care sunt șansele să te înțelegi Îți faci cu doi... boy band <laughs> Și după <laughs> Bine, ce e frustrant de fapt la ce zici tu e că iluminatul chiar dacă știe universul și toate alea, trebuie să mănânce tot rotisat în peșteră cu băieții și să vâneze ca să trăiască tot în peșteră cu Da mă nu și o să fie să marginalizat să pentru părerile pe care le are pentru că o să fie considerat nebun de ceilalți, știi? Adică cam așa, înțelegi? mai înțeles pac, păi, Da, dar, dar tot mi se pare că trebuie să duci. Ai, Mi se pare că e o alegere Dacă vrei să-ți duci artista reala De iluminat în peșteră la apogeu Sau dacă vrei să rămâi Da mă, evident că e mai bine Dar ai has drawbacks deci, Adică Are și filosofia Asta zic, că mi se pare că e o stare de spirit Că alegi cum vrei să fii tu de fapt da, Deci ne-am contrazis Ca să ajungem la același lucru Pe care l-am zis inițial amândoi da. Și în această notă pseudo-intelectuală o să încheiem primul episod de Casual Friday Podcast de pe 2021. Mulțumesc, domnilor și domnilor, la revedere!